Domnul Iulian Chifu, fostul consilier prezidențial în România, profesor universitar, analist politic, mulțumim mult că ați dat curs invitație noastră să avem această discuție. Și Ca de obicei. Ne interesează foarte mult ce credeți dumneavoastră despre această victorie pe care unii o numesc drobitoare a partidului pro-prezidențial PAS în alegerile parlamentare anticipate de duminică. E cronica unei, unei victorii anunțate. Adică toată lumea știa că aceasta va fi deznodământul și îl știa pe toate direcțiile. Dacă vreți câteva elemente foarte directe, uitați-vă la strategia de campanie a principalului contracandidat a blocului electoral al comuniștilor socialiștilor. Acolo s-au făcut și alegeri proaste, dar alegeri proaste forțate, pentru că ascunderea lui Dodon în spatele lui Voronin n-a fost altceva decât o tentativă de a ascunde faptul că liderul de acolo este cel mai urât om în Republica Moldova. Asta este criteriul său după pierderea alegerilor și Înainte era cel mai urât om din Republica Moldova, al locului Plahodniop, foarte simplu adică și Adică cel mai evident. detestat, cel mai detestat. În al doilea rând, deci el s-a ascuns în spatele lui Voronin, a scăpat de cele vreo 3-4% cât le ar fi luat Voronin, pe care le ar fi pierdut și le-a dus în spatele, în spatele său. Însă l-a costat o treime din poziții și l-a costat uh, un scandal intern și o problemă internă pe care oricum o va deconta. E la a doua, al doilea rând de alegeri pe care îl pierde. Al doilea lucru important de văzut în campania electorală la nivelul strategilor este că a fost o campanie de conservare. Comuniștii, socialiștii, proruși și uh, în spate toată zona aceasta de consiliere de politehnologi ruși aduși aici, așa a gândit. Știau că pierd și au vrut să diminueze dimensiunea înfrângerii și eventual, că asta a fost a doua condiție, dacă păcat pot pasa responsabilitatea, să nu mai fie alu Dodon, să fie a cuiva. A venit cineva din afară, s-a întâmplat ceva, oricum nu-i de lui. Ei bine, nici asta n-a mers, pentru că dacă ne uităm pe rezultatul real final, 27% înseamnă o înfrângere radicală, dacă dăm jos și procentele Partidului Comuniștilor, vedem că, în fapt, socialiștii au pierdut o treime din voturi și vorbim de marja lor normală, fără investind sume importante, mass media, investind Rusia, sume importante în zona războiului informațional, apropo, care nu înseamnă numai fake news, cum se evaluează pe aici, și nici reziliența nu înseamnă combaterea fake news. Înseamnă mult mai multe lucruri și au avut foarte multe instrumente. Unele au mai ieșit public, altele în mai mică măsură, unele care erau mai aproape de suprafață au putut fi um, parcă 2CV le-a dat un material, au mai apărut și pe aici câteva elemente, însă strategia reală a fost foarte puternică, foarte reală. Rusia s-a implicat în Republica Moldova, ca să ne lămurim, a luptat în Republica Moldova, însă. Obiectivul său realizat, obiectivul său conceput a fost aceea de a nu pierde atât de mult pe cât ar fi putut să piardă în condițiile în care valul de protest împotriva uh, contra reformelor generate de Dodon timp de patru ani a fost enorm. Lipsa, stagnarea din punct de vedere economic, blocarea unor investiții, toată nebunia aceea cu, iată, privatizarea, că îmi vine întotdeauna victoria Bank cu, deci privatizarea s-a făcut de către un dobânditor de bună credință, cu toate, cu toate agrementele și cu toate garanțiile statului Republica Moldova, pentru ca, în momentul în care a devenit proprietar, să se pună pe oprire pentru niște datorii, vezi, Doamne, sau niște probleme anterioare. Asta nu se întâmplă nicăieri și ăsta este un semnal pentru care investitorii nu vin în Republica Moldova. Ei bine, toată această regresie, nu mai vorbim de componenta de justiție sau de corupție, au fost cele care au generat această situație. Pe cine mai treceți în lista pierdanțelor alături de Igor Dodon? Uh, alături de Igor Dodon pun toată zona de dreapta, mă refer la partide din acestea uh, de buzunar, pentru că Trebuie spus că o altă componentă a strategiei a fost denigrarea Maia Sandu, a Maia Sandu, nu a partidului în sine. Au mai încercat câteva din numele de pe listă, dar Maia Sandu a fost tema esențială pentru zona războiului informațional rus. Și cea de-a doua a fost susținerea partidelor mici care nu pot face pragul Transforma, pentru a. Da pentru nu a, a reușit să acumuleze mai mult de 3%. De ce? Aveți o explicație? Era evident. Era evident. Andrei Năstase trebuia să plece după pierderea primăriei Chișinău. În acel moment trebuia să-și dea demisia, trebuia să paseze ștafeta conducerii partidului la unul dintre colegii săi cu capacitate electorală și măcar să stabilizeze partidul. De asemenea, toată politica sa de a zgânciuli, de a zgândări, de a băga bățul prin gard și de a fi întotdeauna anti-Maia Sandu, iată, unde a dus. Iar toată cealaltă poveste cu plimbările la București, primir la prim-ministru, primir pe la ministri, n-a avut niciun fel de relevanță. Pentru că a fost o relație între partide, PPDA este în aceeași familie politică cu PNL-ul, dar în rest nu a avut niciun fel de sprijin de altă natură și pe de altă parte toată lumea, dacă ați văzut, a evitat să-i spună ceva de rău, a lăsat ppd -a ul și pe Andrei Năstase să cadă prin el însuși, prin prostile făcute. E la fel și cu PDM-ul, la fel și cu n Canduna mai candidat, la fel și cu PLDM-ul și Filat aici tot la fel a înțeles, a sesizat mai multă fle politic și nu s-a băgat, ba, a spus să se susțină mai Sandu. Deci, a toată Camara această Uniunistă. pleiadă de Cele două au partide, aur și pun, au adunat și ele un scor destul de modest. Era natural. Nici măcar câte un procent. Era natural. 0,4% ceva, sub 0,5%. și asta uh, pe nivelul fondalul unionismului... când totuși curentul unionist exact. Republica Moldova se bucură de o curentul mare simpatie. În Republica Moldova este undeva între 30-35%, n-a depășit niciodată dacă am aici suntem, iar unioniștii din Republica Moldova au votat pe Maia Santu. Era natural, e un proces care se numește votul util, pe de o parte, pe de altă parte și în partea punului, care în contextul dat nu a avut o vizibilitate foarte mare și nici nu a prea investit, că nu prea avea de unde, dar mai ales din punctul de vedere al noii creații acestea aur, care cade și în România, numai pe aici, în sondaje, Uh, lipsesc, în primul rând, personalitățile, iar ideea steagurilor futurând de a deveni foarte vetustă, respinsă de toată lumea, respinsă, în primul rând, de autoritățile de la București. Și, în acest context, toată această construcție artificială pe sociale, tentația de a uh, contracara orice, de a, de a pune sub semnul întrebării orice tip de autoritate, că asta este formulă nihilist-antisistem nu avea cum să reziste, mă refer la zona aur. La zona punului au nevoie de personalități, o parte le-au adunat, deci au nevoie de câteva personalități. În general, reconstrucția unor partide de nișă după acest moment se poate face pe perioada care urmează, dar niciun caz cu persoanele respective, niciun caz în cea mai mare măsură cu etichetele respective și niciun caz cu cei care au venit în mod special, și cu făceau parte din uh, propagandă și au primit și bani pentru a candida, pentru a smulge voturi din Zestrea Maestantu. Toți aceștia sunt, practic, în momentul de față, condamnați să dispară uh, din istorie. Bun, așa, partide, vă aduceți aminte, PNL-ul mai există, Vitalia Pavlicencu sau cine mai era pe acolo, este tot un partid din ăsta care există undeva, dar el nu are de fapt niciun fel de relevanță în spectrul politic al Republicii Moldova. Acolo trebuie o reconstrucție din temelii și făcută pe cu totul și cu totul alte temeiuri într-o variantă modernă și cu personalități cu adevărat relevante pentru că și aici s-a produs același tip de problemă care s-a întâmplat iat, și în România și în alte democrații. Este o decuplare a leadershipului politic, de elita naturală și de elita profesională a Republicii Moldova în acest caz. O mare dezamăgire trăiește Renato Usatăi. El, în intenția de a crea blocul Renato Usatăi, s-a aventurat și credea că cu ușurință va trece pragul de 7%, nu, -a, nu a ajuns măcar nici la 5%. E adevărat, dar la Renato Usatăi eu aș spune că el și-a jucat rolul. Exact în măsura în care celelalte partide finanțate de Moscova uh, trebuiau să smulgă voturi din Zestrea Maia Sandu, Renato Usatui a adus voturi în prezidențiale în Zestrea Mai Sandu voturi care au rămas la Maia Sandu și mai mult decât atât a smuls voturi din Zestrea prorușilor, iar Renato Usatei la acest capitol și-a jucat rolul. Este uh, important acest lucru să, să recunoaștem. Nu discutăm personalitatea, relațiile și așa mai departe. Deci Renato Usatei are un rol jucat în actuala uh, situație și în actuala victorie, iar acest lucru, într-un moment de liniște, în spatele ușilor închise, în condițiile în care toate datele sunt pe masă, ar trebui recunoscut pentru că așa este. Partidul Șor îl treceți în lista celor învinși sau în lista celor care au câștigat? E practicat? în mod surprinzător. Recunosc că asta a fost singurul punct unde eu îl plasam pe Șor sub 5. E singura, singurul punct care nu ieșea la, la calcule. Partidul Șor a performat dincolo de nivelul pe care se putea aștepta. Un lucru relevant în următorul context. Odată că Probabil că din voturile pe care le-ar fi putut acumula socialiștii, iată o parte s-au dus la șor și nu s-au pierdut ca să intre la redistribuire. Pe de altă parte, trebuie spus foarte clar că acolo procedura lui de construcție la nivelul Orheiului, acele magazine sociale care au fost utilizate e adevărat ca și instrumente de cumpărare a votului, acele lucruri ar trebui gândite cu atenție și aduse într-o matcă modernă și reală, dar preluate pentru că e clar că cetățenii Republicii Moldova, cel puțin o anumită pătru, o anumită parte a acestor cetățeni, au nevoie de aceste simboluri. O administrație locală, iată Renato Usati n-a putut să performeze, dar iată din nou, în primul moment în care a pierdut, Renato Usati a plecat acasă, a renunțat la conducere, iar și un gest Desalutat. Pe de altă parte, din punctul celălalt de vedere, e vorba de acele magazine sociale. Deci, undeva va trebui ca elementele pozitive care au făcut, după analiza concretă și, și minuțioasă, ca Partidul Șor să intre în Parlament, ar trebui privite cu atenție, dat la o parte povestea cu cumpărări de voturi și cu alte manevre dolozive și păstrată doar zona, zona care este utilă. Pe cine a favorizat votul etnic? Votul etnic a fost distribuit în, în general a fost geopolitic, dar să știți că nu absolut. O să vedem datele, în modul de față mi-e foarte greu că n-am văzut datele pe apartenență etnică relevate, dar eu cred că votul etnic până la urmă este un echilibrat. În general se consideră că acest scrutin parlamentar anticipat a fost câștigat de Maia Sandu, de ce nu neapărat și de echipa sa, pentru că totuși Partidul Acțiune și Solidaritate e cel care e a adevărat, dar venit a fost o bătălie de imagine, a fost în ciuda ce s-a spus și ce s-a încercat, a fost o bătălie geopolitică, deci a fost clar o bătălie între Occident, Europa, România, Europa, și Rusia și încă ceva Indiferent cum se va așeza situația în Republica Moldova, până la o eventuală unire, să știți că situația de aici va fi întotdeauna geopolitică. Niciodată nu va putea să fie altfel. Chiar dacă în Occident, inclusiv România, a renunțat în mare măsură în a juca această carte aici. Rusia nu uită și are pe masă cărțile de geopolitică și nu știe altceva. E politica de mare putere, politică de putere. În consecință, vrem, nu vrem, orice strategie trebuie să țină cont de această realitate și să o aplice. Apropo, se vede o mare diferență între felul cum au înțeles să fie felicitați câștigătorii în Republica Moldova de vest și de est. Acestea sunt simbolistica iarăși clasică în Uniunea Sovietică și Federația Rusă utilizează în continuare. E adevărat, pe de altă parte lucrurile sunt foarte clare, adică dacă cineva are un semn de întrebare și mai așteaptă, stai să se pronunțe rezultatele oficiale. Lucrul ăsta se întâmplă când suntem undeva la o situație comparabilă. Când ai în fața un partid cu o asemenea victorie, pe care ai văzut-o din prima, o știai și dinainte, da, să zicem că ai văzut-o după primele rezultate, din acel moment orice explicație că așteptăm în Curtea Constituțională este o copilărie. E clar că e o opțiune de natură politică pentru cei care n-au felicitat victoria de la Chișinău. Și totuși Mos Moscova atenționează că în cazul înrăutățirii cooperării Moldorusie Dosarul transnistrian ar putea să fie ce poate Moscova cel mai să facă important altceva? subiect în relația dintre Chișinău și Moscova. Ce poate Moscova să facă aici? Ce mai poate face? Adică, decât să amenințe. În momentul de față, Moscova amenință. Moscova amenință nu mai Republica Moldova. Moscova a amenințat și Belarusul în momentul în care era o situație, o anumită situație. Amenință și Georgia, amenință Ucraina, amenință România, amenință Occidentul, amenință și Statele Unite să nu cumva deschide baze prin uh, Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekistan ca și cum acolo ar fi statele, ar fi... Ar fi domeniul Dar sau Moscova, suveran al, al Rusiei. Dacă Moscova s-ar aștepta la o cooperare bună între Kremlin și Rusia, nu cred că. Cicinău, totuși, ce ar trebui să facă autoritățile? Eu nu cred că va fi o, co -o, o cooperare rea. În primul rând, pentru că Republica Moldova, mai ales în momentul de față, are atât de multe lucruri de făcut încât nu are timp de a deschide un front și de a lansa o, o, o confruntare în relația cu în relația cu Moscova. După mine, în momentul de față, sunt câteva lucruri de făcut. Sigur, primul lucru este preluarea puterii pe deplin, parlament, guvern, preluarea celorlalte instituții, după care avem un set de instituții care s-au făcut de râs în ultima vreme. Comisia Electorală Centrală, că o pomeneam, Consiliul Audiovizualului, păi Aia n-a fost monitorizarea zonei strict fake news, zona, zona unei campanii corecte. N-a fost în niciun, în niciun caz, sub nicio formă, cu probe date de la societatea civilă direct și n-au luat nicio măsură. Avem însă o problemă majoră în instituțiile justiției și acolo. O reformă majoră este necesară Tocmai în primul am rând de o. Vă oare. întreb care sunt provocările cele mai mari care stau în fața următoarei guvernări. 63 de mandate, totuși, e un scor bun. Am auzit de la fruntașii Partidului Acțiunii și Solidaritate că ar putea să mai caute câteva voturi ca să aibă o majoritate confortabilă, constituțională, ca să poată modifica unele prevederi ale Constituției când e vorba despre justiție și reforma în acest sector. Deci, primul lucru care cred că este important este resursa umană resursa de cadre în Republica Moldova în general este foarte complicată. Noi facem acum studiu pe strategia de securitate națională și un sondaj pe percepție. Să știți că fuga tinerilor, fuga din țara tinerilor, a experților și a forței de muncă devine amenințare de securitate națională în Republica Moldova. Nu există măsuri de natură coercitivă pentru a opri acest exod ci doar pe cele care înseamnă o stabilizare. E adevărat, la nivel politic avem deja o deschidere, există o speranță în momentul de față, poate măcar să fie stopat exodul da, sau încetinit, dacă nu aduci oameni înapoi. În al doilea rând, în spațiu public, trebuie spus că nivelul de salarizare e foarte redus. Cine să vină în spațiu public să ocupe niște poziții și în condiții de integritate, adică fără să-și obțină resursele din corupție, din alte acțiuni. În acest context trebuie avut foarte clar la îndemână faptul că Republica Moldova trebuie să crească, trebuie să crească economic, trebuie să aibă forța să și, și atunci, plătească și să fie monocolore sau să fie absolut monocoloră. Nu se pune problema. absolut monocoloră? Pentru că în momentul în care ai Doar câștigat... Pasul trebuie să și exact. asumi întreaga guvernare. Evident. Nu există variantă. Înseamnă o abdicare de la o situație. Când ai ajuns la acest nivel cu asemenea majoritate, a abdica și a nu face un guvern monocolo și a nu-ți atinge proiectul este o fugă de răspundere. Niciodată electoratul nu va fi de acord că tu trebuie să manevrezi, să mai iei trei voturi, să negociezi cu cineva care n are programul pe care l-a votat. Deci în momentul de față, varianta alternativă nu există, pasul și nu exista nici în varianta în care să zicem că ar fi intrat PPD-ul nu? Uitați-vă, apropo de că mă întrebați mai devreme de Andrei Năstase, ce poate fi mai penibil? Tu nu intri în Parlament, știi că nu intri, ai toate premizele, ești primul la și spui că ești gata de guvernare. Asta este din categoria gâgă, politic, din zona aia marginală și foarte, foarte deci, ieșită să din se realitate. că și funcția de președinte al Parlamentului și funcția de șef al executivului și în, în momentul de față, față guvernamentală exact, trebuie să-i aparțină, aparțină pasului. pasului în mod obligator, este o asumare politică extremă majoră, toate instituțiile trebuie preluate de pas și pas în această situație trebuie să arate că face aceste reforme pe care le are de făcut și primele reforme ei le-au anunțat care trebuie să fie, reforma justiției, credeți că e cu șansă în scurt timp să libreze rezultate? Nu, acum nivelul de așteptare este foarte mare, Absolut. însă trebuie explicat foarte clar și o facem și noi iată acum că primele lucruri durează vreo trei luni ca să preiei instituțiile statului. În primul rând că, nu știu, probabil că se va merge mai repede de cele 30 de zile, dar formal 10 august ar fi convocarea Parlamentului. O să o vedem mai devreme, Firești. Pe urmă, formarea fracțiunilor Guvernul, votarea guvernului. Eu sper că până la sfârșitul lunii iulie, începutul lunii august, să avem deja guvernul... Dar să cunoașteți foarte bine, PAS a prezentat două componente ale mai guvernului fi în fostul legislativ. Guvernul. Mă aștept ca acela ar, să fie. Ar putea să rămână aceiași da, oameni? În cea mai mare măsură, cred că acela va rămâne, pentru că e vorba de oameni care, care au fost validați, sunt în interiorul partidului, sunt oameni care au ajutat. Probabil că mai intră în discuție, cu mici discuții, eventual, Uh, susținerea și activitatea lor în campania electorală. Deci da? nu cred că sunt probleme. Uh, nu, un, ideea nu este a unei nominalizări. Ideea este a capacității de a face niște lucruri. Sigur, am și eu niște rezerve privind unele persoane, n-am să, să le evoc acum, uh, dar este strict din punctul de vedere al capacităților. Numai, nu mai, uitați, pasul vine, Maya Sandu vine cu toată susținerea occidentală. Și cu deblocarea resurselor financiare Și ale României Nu uitați că nu s-a semnat acel acord Sunt 68 de milioane de euro Cine Care dă a cu rămas picioarele... de acea 100 a, milioane Cine de dă cu picioarele la 68 de milioane Că nu vrea să-și asume reformele România le-a promis Republicii Moldova exact. Nu le-a promis, a dat din ele că Din 100 de milioane și dădea în continuare România a tras de Republica Moldova Să semneze mai departe, să prelungească Să ia acei bani Doi. Fondurile de la Uniunea Europeană care s-au blocat pentru motivul că Republica Moldova nu a făcut reforme. Vine un partid care asta face, vine un președinte decis pe această direcție, acești bani vor veni. Sunt fondurile de relansare după pandemia ale Republicii Moldova. În momentul de față, e vorba și de o deschidere în privința investițiilor. Cu ceva modificări în zona justiției și niște garanții că justiția este corectă, că nu mai avem povești din alea Raider, cu luat afacerile de sub fund, cu mari oligarhi care manevrează bani și pe la parchete și pe la, și pe la justiție, din acel moment și investitorii vor veni mai cu, mai cu vână, inclusiv, și vă spun în mod direct, din România. În români sunt pregătiți să vină în Republica Moldova, în condițiile în care, firește, au un tratament corect. Da, ziceam că PAS a făcut două tentative cu garnitură guvernamentală în fostul legislativ. La funcția de premier erau avansate două nume, a Nataliei și a lui Igor Grosu. Care din această. Figură, Cred că în momentul de față. E doar o să E doar aici. o opțiune. Oricare dintre ei ar putea să. Dar după mine, Natalia Gavriliță se va ocupa de guvern, iar Igor Grosu trebuie să se ocupe de Parlament. Nu uitați că e vorba de trei puteri în stat. Nu poți să lași Parlamentul mutând toată greutatea politică la guvern. Ai nevoie ca Parlamentul să fie gestionat de președintele Partidului. Să mă rog. Cel Dar care apropo, deține. dacă o parte din cei care au ajuns în Parlament pe lista Partidului Acțiune și Solidaritate se vor regăsi în guvern, atunci. Se vor, vor... completa. Se Veți vor... avea ocazia să vedeți cam cât de mulți pot să intre în funcții guvernamentale și administrative. Nu, un Guvernul o să aibă probabil 12-14 membri, ori mai fi și prin diverse instituții, deci trebuie să vedeți că și lista se, se va înainta și, deci, la 63 vom ajunge la 75 la 80 care vor intra în parlament. E decizia pasului, e decizia partidului și practic e decizia președintelui uh, Maia Sandu formula pe care o va, adapta, va adopta cea mai, cel mai bine, dar vă spun, părerea mea este că greutatea politică trebuie să rămână în Parlamentul Republicii Moldova pentru că acolo se vor vota legile, iar în momentul de față responsabilitatea este cu atât mai mare cu cât nimeni nu te va ierta că n-ai 63 de voturi, că îți lipsește un vot sau nu știu cine nu e prezent, sau într-o comisie a ieșit nu știu ce. Nu, acolo și -apoi... trebuie să meargă uns, trebuie să fie ceas, trebuie să fie niște președinți de comisii foarte serioși, trebuie echilibrat proporțional cu opoziția, adică vor trebui date comisii și la opoziție ca președinție. Firește proporțional, dar practic controlezi Parlamentul, controlezi toată decizia din Parlament. Și Republica Moldova rămâne a fi un stat cu o formă de guvernare parlamentară. Este ceea ce avem la ora actuală la nivelul Republicii Moldova, dar în condițiile în care președintele aparține acelui partid și în condițiile în care victoria partidului de fapt ține de imaginea președintelui, eu cred că de facto conducătorul statului este Maia Sandu și firește dacă va exista și o majoritate uh, constituțională, mă aștept ca acest lucru să fie consemnat și constituțional și mă aștept în primul rând cel puțin cu atribuțiile reale, pentru că nu uitați că o serie de atribuții au fost luate de la președinte în diferite momente cu diferite motive, dar mai mult de atât am aștept ca unele dintre legile constituționale care așteaptă de multă vreme, vezi limba română, în Constituție să își găsească soluția în momentul în care ai 66 de voturi și ai o susținere. 63? Da, când vei avea 66, 67, 67 e Constituțională constituțional. și când ai jumătate dintre ele venite de la, sau treime dintre ele măcar venite de la unioniști, în momentul respectiv, a, sau restul de la pro-români, ar fi foarte complicat să refuzi punerea în acord a deciziei Curții Constituționale cu situația din Constituție. Igor Dodon a promis că totuși opoziția în actualul parlament rezultat în urma alegerilor din 11 iulie, opoziția să fie una dură, una care să E normal vă așteptați la altceva. Cu cât e mai mică, cu cât e mai coerentă, cu atât ar putea fi mai dură pentru că nu are altceva de făcut, și e și foarte sănătos. Pentru o putere atât de mare, e normal să existe o opoziție, dar eu mă aștept ca, într-un timp de să vedem și o opoziție, sau dacă vreți, o susținere critică din afara Parlamentului. Parlamentară. Pentru că vor începe să se structureze noi formațiuni politice care vor profita de acest partid mare care este la guvernare și vor avea tendința să urmărească de asemenea și să critique unde sunt greșelile. Blocul comuniștilor și socialiștilor va fi un bloc de nezdruncenat, cel puțin deocamdată ei promit să fie o singură fracțiune. E prea devreme să spunem așa ceva, ar fi o speculație, nu știu. Până una alta vedeți că Vladimir Voronin la 80 de ani iese la pensie ca deputat în Parlament, mulțumit acestei mezalianțe și acestei structuri, cred că e fericit, a reușit să ducă comuniștii într-o direcție, altfel Partidul ei era foarte greu să facă pragul vreodată. Reforma justiției ar fi prioritatea numărul 1, dar mai sunt și alte reforme care trebuie implementate. Credeți că se va ajunge și la o reformă administrativ-teritorială? Administrativ e obligatoriu. De ce? Din punctul de vedere al eficienței capacității financiare, e obligatoriu, inclusiv pentru ca să crească salariile. O reducere a numărului de unități administrative este enorm. Gândiți-vă că aveți o structură comparativă cu a României, ca număr. Toată lumea are șefii de raioane și 40, 39 câte aveți de raioane. E imposibil. Preturi în și de Da. Deci este este mult. Reforma prea mult. asta trebuie să înceapă de jos în sus sau de nu sus exista, în nu jos? Nu există. E program politic, este decizie politică, este vot politic, nu există așa ceva. Și poți să consulți, dar niciodată o unitate administrativă mică nu va fi de acord să plece acasă sau să se unească cu cea vecină, mutându-se sediul acolo. Trebuie păstrate descentralizate serviciile, eventual digitalizate, ca fiecare să aibă acces la servicii, dar ele trebuie mutate în structuri mult mai flexibile, mai mari. Noi am avut această problemă, o avem în continuare cu regionalizarea. Ai nevoie să ai circa un milion de oameni într-o zonă regională care să se justifice structura administrativă completă. Deci, cam așa trebuie gândit. E, în Republica Moldova nu vom ajunge la nivelul ăsta, dar măcar să facem niște județe comparabile cu județele din România, cu între 500 și 800 de mii de locuitori într-un județ, atunci, administrativ, s-ar justifica Ai avea cum să faci, să o faci mai flexibilă și să ai capacitatea să te. să, să uh, fie eficient administrativ și nu uitați că fiecare ban care este scos din risipa asta enormă, să aibă fiecare câte un post, plătit foarte prost, dar să aibă câte un post, eventual încurajând corupția din lipsa, din nivelul foarte jos de salarizare și creșterea economică sunt cele două care aduc bani pentru o creștere normală a salariilor pe care și-o poate permite Republica Moldova pas cu pas, an cu an, în funcție de capacitatea sa de dezvoltare. O prioritate cel mai probabil va fi și diversificarea resurselor energetice. Republica Moldova rămâne deocamdată dependentă doar nu de trebuie resursele decât să energetice se din IES s-a construit gazoductul Iași și nou, Iată, dar nu este funcțional gazul este funcțional. De oca... Gazul deocamdată nu curge prin este cerile Este funcțional, că trebuie niște acorduri acolo. Cum sunt funcționale și mă rog, puteau fi construite imediat, dar n-au fost trimise niște date privind podul de la Ungheni sau cu stânca Costești sau conexiunea energetică. Toate sunt pregătite, pot fi livrate mâine la cheie. Dar gândiți-vă că cu banii românești, europeni, cu voința, cu toată capacitatea, de la guvern a existat un sabotaj complet, inclusiv de tipul, nu trimitem hârtiile despre partea noastră cum e. Și nu poți să faci măsurătorile, nu vine România să facă măsurătorile, greutatea, structura solului și alte chestiuni, în partea asta a niestrului a Prutului ca să se apuce să vadă lucrurile. Deci, odată cu schimbarea de guvern se schimbă și tipul de bunăvoință, va trebui umblat în mod substanțial și la niște poziții cheie care sunt deținute de foarte multă vreme de aceiași titulari și care sunt bine cunoscuți, apropo, de modul în care funcționează. Până la urmă, trebuie o combinație între cei care cunosc, știu, nu pot să inventez totul de la zero, și cei care sunt, în mod specific, extrem de cinstit, dar poate știu în mai mică măsură. Trebuie evitat ca cei care uh, știu să aibă și decizia și să revină la metehne de altă natură, iar de fiecare dată când aceste metehne sunt identificate, justiția trebuie să-și facă treaba. Energia este livrată de. La cuciurgani pentru Republica Moldova, credeți că acest subiect ar putea să apară da. în dialogul nou tiraspol În momentul în care se închide, nu știu dacă în dialogul cu Tiraspol, că nu avem treabă cu Tiraspol. Discuția cu cuciurganul nu are legătură cu Tiraspol, are legătură cu, hai să zicem, proprietarul. Puneți și ghilimele de rigoare ce se întâmplă pe acolo sau cu Rusia sau cu... da, sigur există o ofertă, a fost o ofertă a Ucrainei care era mult mai bună și la care s-a renunțat. Există oferta României. Republica Moldova are în momentul de față de unde să dobândească, poate să treacă și la energie curată. Uitați-vă la proiectul european. E posibil să ca saltul spre energie curată, de energie verde și saltul către digitalizare să poată fi făcut concomitent de către Republica Moldova în noile condiții, în noua guvernare. Reglementarea transnistriană își va face loc printre prioritățile. Nu cred că în recuperă? momentul de față se pune problema unor salturi sau schimbări majore. În momentul de față cred că trebuie găsită o formulă de modus vivendi și de uh, punere în acord a lucrurilor solicitate deja de mai sau nu inclusiv retragerea trupelor ruse, retragerea armamentelor. Cred că aici este necesară o reluare a unei bune relații cu Ucraina. Asta este marea diferență că mă întrebați mai devreme de Rusia ce poate face Rusia. Rusia nu poate să facă ce a făcut în Abhazia și Osetia de Sud pentru că nu are graniță comună. Aici este Ucraina care are propria sa problemă, care a învățat lecția și cu care, în primul rând, e de neînțeles, trebuie preluate toate punctele de control de frontieră. Făcut control comun și început o luptă anticorupție serioasă, evitarea contrabandei, a, a traficului de diferitele facturi și, cu această ocazie, există instrumente de natură administrativă care pot duce și la o reașezare a situației din interiorul regiunii separatiste care să permită condiții mult mai bune de abordare a subiectului în mod direct. O relație bună a Republicii Moldova cu Vestul și implementarea prevederilor acordului de asociere pe care l-a resemnat Republica Moldova cu ea, ar însemna că din partea Bruselului poate să apară o perspectivă clară pentru integrarea europeană pentru Republica Moldova? Este posibil ca, în primul rând, nu uitați, avem două probleme. În primul rând că am avut o contrareformă actualul guvern trebuie să compenseze tot ce a stricat Igor Dodon. În al doilea rând avem lupta împotriva corupției care e dinainte de Dodon și acolo justiția și corupția sunt două chestiuni care mănâncă un mandat în mod normal. Indiferent că ai schimbat structura, până ajungi să implementezi în cele mai joase, până începe justiția să curețe, până începe viitorul DNA sau cum se va numi el, să culeagă persoane din acestea implicate în diferite lucruri, Uh, va fi muncă multă. În cunoștință de cauză, vă spun: am participat într-o administrație care timp de 10 ani asta a avut în prim plan și ușor nu este. E complicat, e complicat, există o reticență, există reacție din partea societății, însă, în momentul în care majoritatea susține și am văzut că susține această direcție, nu cred că poate să stea cineva în acest drum cel puțin acest mandat și mandatul viitor al Maia Sandu, pentru că e obligatoriu să mai ia un mandat, schimbările nu se pot face în patru ani, sunt necesare pentru a aduce Republica Moldova în pole position, să ajungă din nou prima dintre, parte, dintre țările parteneratului estic, cu toate reformele făcute, cu elementele vă spuneam de energie verde și de, de economie verde în general și de digitalizare aduse la zi și după aceea eu cred că pe două mandate prezidențiale ale Maia Sandu la sfârșit poate depune solicitarea, cererea de aderare la Uniunea Europeană. Acțiunile noii guvernări vor fi urmărite inclusiv cu lupa de opozanți. Ce nu ar trebui Nu numai de opozanți ce... și de Bruxelles și de București și de Washington, de partenerii toată Partenerii externi. Ce nu ar trebui să facă următoarea guvernare? Cred că ar trebui să evite excesele și pornirile radicale. Deci va trebui, să de găsească, va trebui să găsească o formulă de echilibru de fiecare dată. Adică nu ar trebui să vedem într-o luptă anticorupție de tip vindicativ, de tip luat la țintă, în primul rând, opoziția. Nu, în primul rând, trebuie să iei la țintă propriul partid. Să iei mai întâi buruienile din propria casă, din propriul executiv, din propriul partid, oricât ar fi de pernicioși ar costa. Da, ca imagine, dar lucrul ăsta este primul care trebuie făcut. Din nou, vă spun în cunoștință de cauza, am participat la o asemenea chestiune și era destul de dificil când președintele Traian Băsescu se întâlnea cu partidul și când trebuia să le explice de ce unii dintre colegii lor ajung în spatele gratii, lor ajung în instanță, ajung în, cu probleme majore. Din acest motiv. Primul lucru pornește, deci, iar cei din opoziție încă nu. Urmează și cei din opoziție, dar pentru a avea credibilitate, prima curățenie vizează partidele și zona puterii. Asta dă credibilitate unei lupte împotriva corupției. Putem considera că rezultatele alegerilor parlamentare anticipate din 11 iulie sunt un cadou pentru cea de-a 30 -a aniversare de la proclamarea independenței? Puteți să o considerați cum doriți. Eu aștept un cadou pentru a 30-a sau a cât, A 32-a aniversare a limbii române, a limbii noastre cea română pe 30 august. 31 august? 31 august, da. Să vedem atunci limba română în constituție consemnată așa cum a decis Curtea Constituțională. Mulțumim foarte mult pentru această discuție și vă mai așteptăm și cu alte ocazii. Mulțumesc.